Sergiu Lucinski, fiul mai mare al fostului președinte al Republicii Moldova pentru Lucinski, se însoară. Acesta i-ar fi cerut mâna fostei mari iubirea selecționerului din România, Victor Pițurcă. Vica Blochina este o fostă balerină din România, originară din Lituania, dar locuiește peste Prut de mai bine de 20 de ani. Cei doi urmează să-și unească destinele în timpul apropiat. Anunțul că cei doi se a fost confirmat și de către vedete pe o rețea de socializare. După ce au petrecut un weekend romantic la munte, Sergiu Lucinski a cerut-o căsătorie pe balerină. Vica Blochina a postat și o fotografie cu inelul de logodnă pe deget însoțită de un mesaj sugestiv. Da, noroc! Reamintim că Sergiu Lucinski a fost implicat într-un proces împreună cu ginerele lui Traian Băsescu, Radu Pricop. Aceștia l-ar fi șantajat pe omul de afaceri, Alexandru Horpoș. Atunci procurorii l-au acuzat pe Sergiu Lucinski de trafic de influență și fals în declarații. Precizăm că Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani. Împreună aceștia au un băiat.